Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Pixelul Albastru. Știți cu toții, deja nu mai cred că este o noutate faptul că pretutindeni domnește ceața la ora aceasta. Ei bine, peste tot în țară aproape domnește ceața, ce e drept, chiar pe mediafax.ro există un articol care deschide pagina și spune că atât capitala, cât și 27 de județe din majoritatea regiunilor țării se află, începând de miercuri seara, sub cod galben de ceață, potrivit unor atenționări emise de Administrația Națională de Meteorologie, ANM. Ei bine, județele vizate, bineînțeles, dacă vreți, vi le menționez și eu, poate nu le știați, sunt Cluj, Bihor, Sibiu, Satu Mare, Alba, Mureș, Harghita, Brașov, Covasna, Bacău, Vrancea, Botoșani, Vaslui, Galați, Neamț, Mehedinț, Dolj, Olt, Brăila, Constanța, Tulcea, Ialomița, Călăraș, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și, bineînțeles, Iașul nostru, cel de toate zilele. Ei bine, în aceste zone este bine de știut că ceața este atât de densă încât reduce vizibilitatea local sub 200 de metri. Așadar, atenție pentru cei dintre dumneavoastră care sunt la volan și care în această seară sau poate chiar și mâine dimineață au drumuri către Iași sau alte localități din județ, pentru că atunci vă dați seama că atenția dumneavoastră ar trebui cu adevărat sporită, deoarece am văzut că astăzi, din cauza ceții, o să vedeți puțin mai târziu, a avut loc un accident nefast aici, la noi, în Pașcani. Ei bine, izolat, chiar și sub 50 de metri, vizibilitatea este extrem de redusă, de aceea, așa cum v-am spus, această atenționare este bine să o aveți în vedere, chiar dacă nu sunteți la volanul unei mașini, chiar dacă mergeți pe stradă ca simpli pietoni, chiar dacă, să spunem, ați ieșit până la magazinul de după colț să vă cumpărați o pâine, este bine să vă uitați de 3 ori în stânga și în dreapta și să fiți extrem de atenți și la semnalele sonore ale mașinilor, pentru că, Doamne ferește, de un posibil accident. Haideți să trec acum mai departe la o știre așa mai cu substanță de astăzi, tot așa o găsim pe mediafax.ro. Este vorba despre o judecătoare din Vaslui care, iată, creează un precedent juridic istoric în România, chiar așa sunt scrise cu majuscule, acest titlu e scris cu majuscule pe mediafax.ro. Gazele de șist, iată, nu aparțin statului, ci satului. Așa a decis o judecătoare din Vaslui. Probabil știți foarte bine, sau dacă nu știți, oricum ați auzit măcar întreagă de comuna Pungești, acolo unde Chevron își desfășoară activitatea. Bine, suspendată temporar acum, datorită revoltei oamenilor din acea comună. Ei bine, dacă ați auzit de acea localitate, știți foarte bine că acolo se vrea a fi instalată, adică s-a și instalat de altfel prima sondă Chevron de exploatare a gazelor de șist, iar, cum vă spuneam, această decizie a instanței din Vaslui este, de fapt, un precedent juridic istoric, așa cum spune și în titlu, pentru că, pentru prima dată, s-ar părea în istoria țării noastre, se pune problema că, într-adevăr, gazele de șist nu aparțin statului român, nu? Poate că e o exprimare oarecum surprinzătoare pentru mulți dintre noi, ci aparțin, de fapt, satului sau comunei respective, localității și, efectiv, membrilor componenței ai localității respective. Dar haideți să vedem exact cum sună această știre. Surpriză foarte mare pentru guvernul Ponta, vă dați seama, a fost o lovitură sub centură destul de grea primită de la judecătoarea respectivă, pentru că planul guvernamental privind exploatarea și explorarea gazelor de șist s-a împiedicat, iată, în această primă instanță din județul Vaslui. Disputa privind exploatarea și explorarea gazelor de șist din România a ajuns în instanțe, spune aici articolul, după ce 15 comune din județul Vaslui au decis în 2013 să interzică astfel de activități pe teritoriul lor. Știți foarte bine, au ieșit oameni în stradă, mulți dintre ei chiar, au dintre acei oameni chiar personalități marcante din România, probabil l-ați văzut pe Oreste de mai multe ori la televizor, susținând ferm și tare faptul că este o crimă împotriva poporului român să exploateze gazele de șist în localitățile vastuiene respective. Chiar a fost implicat și într-o altercație cu forțele de ordine, Oreste acolo, condus la secția de poliție, dar asta ceva mai de mult, nu știu dacă vă mai amintiți sau nu, dar cu siguranță toată lumea știe de Oreste, de aceea fac această legătură cu
personalitatea aceasta. Ei bine, practic autoritățile locale comunale au ajuns să se lupte în instanțe cu guvernul USL, reprezentat în teritoriul de prefectura Vaslui, asupra dreptului de a decide cu privire la gazele de șist. Ei bine, o judecătoare de la Tribunalul Vaslui a creat acest precedent juridic, cum vă spuneam, luând în trei cazuri decizia că o comună are dreptul legal să hotărască cu privire la exploatarea gazelor de șist pe teritoriul său, nu guvernul și nicio altă autoritate centrală. Pentru că, și să vedem ce interesantă este această motivație a judecătoarei, această resursă nu este încă legiferată în România și nici nu a fost declarată de interes public național până acum. Iată explicația judecătoarei respective. Niciuna, totuși, din deciziile în instanță privind gazele de șist nu este însă definitivă, cum ne așteptam de altfel, ele putând fi atacate cu resurs de către prefectură la instanța superioară, aceasta fiind, bineînțeles, Curtea de Apel Iași. Ei bine, o să vedem ce hotărăște Curtea de Apel Iași. Eu personal sper ca această procedură de recurs să dea câștig de cauză tot localităților cu pricina, pentru că așa ne s-ar părea normal, nu? Ca o comunitate care se revoltă împotriva unor exploatări pe care vor să le facă o companie străină cu acordul statului, este bine să revolta lor să fie ascultată de către instanțele judecătorești, pentru că în primul și în primul rând aceia sunt oamenii care locuiesc în acele zone. Ei vor fi direct afectați de consecințele nefaste pe care exploatarea gazelor de șist le va avea asupra comunității respective. De aceea cred cu adevărat că această decizie a judecătoarei este o decizie foarte, foarte justă din punct de vedere social. Repet, nu mă pricep în termeni juridici să-mi expun o părere, însă din punct de vedere social mi se pare justă, întrucât știm foarte bine, stimați respectatori, că în ultimii ani și poate că în ultimii zeci de ani, dacă ar fi să luăm așa prin extensie perioada aceasta, statul român de cele mai multe ori, sau haide să nu exagerez, dar de foarte multe ori, practic a lucrat împotriva intereselor naționale și împotriva intereselor poporului acesta român prin toate, să spun așa, nu știu cum să mă mai exprim, cum să vă zic, nici nu știu cum să le mai zic. Toți sunteți atât de sătui, sunt sigur, de șpăgile pe care le-au primit diversi noștri guvernanți, de toate dosarele de corupție care au fost sau nu au fost finalizate. Iată, mai nou, știți foarte bine ce s-a întâmplat cu Adrian Năstase. Cu alte cuvinte, atât de năclăiți suntem de toată această situație la nivel național cu corupția, încât cred că pentru niciunul dintre noi nu mai există niciun fel de îndoială faptul că foarte mulți dintre cei care ar trebui să ne reprezinte interesele noastre naționale și, până la urmă, nu numai interesele naționale, și interesele noastre ca indivizi, sunt de cele mai multe ori pe o traiectorie mult greșită și reprezintă propriile interese și mai puțin pe ale noastre sau chiar deloc pe ale noastre. De aceea, iată, această judecătoare are curaj și ea să spună, să-și pună piciorul practic în prag în fața statului român și să spună: nu, domnule, de data aceasta oamenii hotărăsc, ei sunt cei mai în măsură să spună nu exploatării gazelor de șist și nu guvernul, care vrea să vândă unui exploatator străin american resursele subsolului, nepăsându-i practic de atitudinea oamenilor cu privire la acest aspect. Sunt ferm convins că în orice altă țară civilizată, dacă oamenii ar fi ieșit în stradă și chiar ar fi într-un număr atât de mare cum s-a întâmplat la Pungești și în alte comune, nu numai la Pungești, autoritățile statului cu siguranță ar fi stopat proiectul imediat. Poate că mulți dintre guvernanți s-ar fi dat și demisia după o astfel de incidente care s-au petrecut la noi. Dar la noi, bineînțeles, nici nu se pune problema de demisie. Nu știu dacă ați observat, dar în toate țările acestea din blocul fost sovietic, central-estic, european, atunci când se produce o gafă la nivel politic sau, nu aș spune neapărat o gafă, dar când lumea iese în stradă de nivelul zecilor de mii, toți politicienii stau așa cu botul pe labe și urmăresc, așteaptă ca cetățenii să plece acasă, așteaptă să le se facă foame, să le se facă sete, să le se facă dor de copii și să se
răspândească așa din nou pe la casele lor, pentru ca ei să aibă cale liberă să rămână pe poziții. Niciodată aproape, sau haideți să nu exagerez, dar foarte rar s-a întâmplat ca un politician român să iasă cu demnitate în fața poporului român, așa, și să spună: domnule, aveți dreptate, consider că atitudinea dumneavoastră agresivă, și nu neapărat agresivă, cu atitudinea dumneavoastră foarte fermă, pentru ca eu să-mi dau demisia, este o atitudine justificată, sau din punctul meu de vedere, chiar dacă este nejustificată, dacă dumneavoastră nu considerați că eu sunt vrednic să-mi exercit în continuare atribuțiile, din moment ce sunt ales de dumneavoastră și dumneavoastră ați ieșit într-un număr atât de mare în stradă, ei bine, eu atunci îmi dau demisia, plec acasă și să las pe altul să vă reprezinte interesele mai bine, pentru că se pare că asta vreți dumneavoastră. La noi nici vorbă de așa ceva. La noi, cum au ieșit oamenii în stradă, ei nu fac decât să stea închiși într-o cochilie a lor, nu spun nimic, nu ies cu declarații care să incite și mai mult mulțimea, dar pur și simplu așteaptă așa, lasă că o să treacă, o să treacă, noi tot aici în fotoliul nostru călduț stăm și tot de ale noastre o să facem și până la urmă ce poporul ăsta, nu el hotărăște, ci noi aici din fotoliile noastre și din pixuri hotărâm soarta acestei țări și acestui popor, nu ei. Ce dacă ies în stradă, nu? Cum spuneam, o să le se facă foame, o să le se facă sete. Dar mă întreb eu, și nu știu dacă sunt singurul care se întreabă lucrul acesta, ce s-ar întâmpla dacă poporul acesta, la un moment dat, se va gândi și la setea și foamea politicianului respectiv și ar înconjura, de exemplu, în loc să se facă un meeting în piața Universității sau un meeting în piața Unirii sau să se blocheze arterele principale ale Bucureștiului, efectiv să se blocheze practic toate căile de acces în Palatul Victoria sau în Palatul Parlamentului, adică efectiv să se asedieze clădirea respectivă ca o cetate și să nu fie lăsat nimeni să intre și să iasă din acea instituție, nici măcar forțele de ordine, adică pur și simplu oamenii să înconjoare, să nu fie violenți, dar să nu lase pe nimeni să iasă să intre. Vă dați seama că acei parlamentari care vor fi blocați acolo, cât vor putea supraviețui fără mâncare și fără apă? 2, 3, 4, 5 zile, o săptămână, după care efectiv vor turba. Va fi nevoie să le se aducă mâncare și, având în vedere că rețeaua de tuneluri subterane de sub Casa Poporului este încă așa un fel de mister care încă nu e pe deplin deslușit, cu siguranță s-ar provoca o mare panică în rândul aleșilor noștri și s-ar putea să vedem forțați de această, să zic așa, forțați de această nevoie puternică biologică de a mânca și de a își potoli setea, să vedem câteva demisii care să fie puse așa în fața poporului: până aici, eu vreau să mănânc și să beau, mergem acasă împreună dacă e, eu vreau să plec acasă. S-ar putea să ne trezim cu astfel de reacție, dar până nu facem lucrul acesta, măcar ca experiment, nu vom putea să știm cu siguranță. Ei bine, acum prefectul județului Vaslui, Radu Renga, a atacat în instanță, bineînțeles, aceste decizii, ce putea să facă el ca reprezentant al statului, imediat a atacat, pentru că sunt bani foarte serioși la mijloc aici. Nu vă imaginați că această companie americană Chevron vine pe 3 lei și exploatează gaz de deșiz din România. Se percep taxe extraordinare care intră la bugetul național și vă dați seama că toată lumea se gândește imediat la șpăgile pe care le iau politicienii pentru ca această companie să poată veni și să exploateze gaze de deșiz din amărâtele comune respective. Mai ales când toată populația este împotrivă și statul român, așa cu fermitate, așa ca un voievod din acela crud și nemilos care taie cu sabie în stânga și în dreapta în zile de sărbătoare capetele boierilor și ale țăranilor, taie în stânga și în dreapta, nepăsându-i de suferința populară. Ei bine, cam așa sunt guvernanții noștri, iar vă dați seama ce s-ar întâmpla în condițiile în care nici măcar populația din zonele respective nu ar avea un cuvânt de spus, adică nu ar avea o atitudine de revoltă autentică, cum s-a întâmplat la Pungești. Probabil că am fi vânduți așa, pe nimic, americanilor, francezilor, englezilor, arabilor, nu știu. Imaginați pe dumneavoastră orice popor, care, chinezilor mai nou, am înțeles, care ar vrea să vină în România și să exploateze resursele. Și noi am stat pur și simplu ca simpli spectatori, făcând ce? Uitându-ne și noi la televizor și văzând că suntem vânduți și nimeni nu face nimic. Dar totuși am fost surprins că în ultimele
nu neapărat în ultimele luni, dar chiar în ultimii ani, poporul acesta s-a mai deșteptat și a început să iasă în stradă. A început să-și ceară drepturile în stradă, ceea ce este un lucru destul de atipic pentru poporul român, nu? Pe care îl știm foarte bine că este foarte cu minte, de obicei spune, las că asta e viața, las că așa merg treburile, n-ai tu ce-i face, să ne rugăm mai mult lui Dumnezeu, așa e. Așa e voia Domnului. Ei bine, voia Domnului este așa, cu siguranță, dar eu mă întreb dacă nu cumva și voia noastră, adică liberul nostru arbitru, are un cuvânt foarte important de spus în ceea ce privește voia Domnului. Pentru că voia Domnului este strict dependentă de voia noastră, de liberul nostru arbitru. De aceea avem liber arbitru, pentru că altfel n-am mai avea liber arbitru. Citeam la un moment dat într-o carte, interesant, foarte interesant, faptul că toată concepția aceasta de destin este de fapt inoculată oamenilor de către dușmanii creștinismului și dușmanii lui Dumnezeu, pentru că de fapt destinul nu există. El este creionat numai de alegerile pe care omul le face în funcție de liberul său arbitru. De aceea, stimați cetățeni, dacă hotărâți, dacă alegeți să ieșiți în stradă și să vă cereți drepturile și să fiți cu adevărat fermi, vehemenți în ceea ce privește exploatarea unor gaze de șist care au loc chiar sub casa dumneavoastră sau nu neapărat, dar în comuna dumneavoastră și care știți că vă pune în primejdie siguranța familiei dumneavoastră, ei bine, să știți că, așa cum spunea și Oreste la un moment dat la televizor, faceți aceasta pentru generațiile care vor urma și că veți răspunde la un moment dat în fața copiilor dumneavoastră pentru atitudinea dumneavoastră pasivă de a nu vă fi implicat la un moment dat și de a nu fi salvat comuna respectivă. Pe când acum, dacă ieșiți în stradă și dacă cu adevărat stați acolo în fața tuturor celor care ar vrea să vă treacă cu tăvălugul peste dumneavoastră, dar n-au cum să treacă pentru că sunt atâtea organisme internaționale de protecție a drepturilor omului încât n-au cum să treacă, deși poate că guvernanții noștri ar fi atât de nemiloși și de necreștini încât ar trece cu tăvălugul până și peste trupurile dumneavoastră. Dar totuși să mulțumim tehnicii moderne că avem atâta presă în România și în general în lume, încât nu s-ar putea petrece niciodată un eveniment de genul în care oamenii să fie luați așa pe sus sau masacrați pentru că statul român în favoarea celorlalți cetățeni ar hotărâ pur și simplu facerea unor lucrări care să treacă peste trupurile oamenilor. Nu s-ar ajunge niciodată la lucrul acesta, sunt ferm convins, cel puțin într-o democrație cât de cât funcțională, cum e cea de la noi, adică dacă vorbim de o dictatură, vorbim despre altceva, dar totuși vorbim aici de o democrație, așa cum este ea, firavă, necioplită, așa mai departe, vorbim de democrație și dacă vorbim despre democrație, atunci principiile democratice trebuie să respectate câtuși de puțin. De aceea nu mai fac apologia ieșitului în stradă, dar cred că v-am dat de înțeles că eu sunt promotorul acestei idei de a ieși în stradă și cred că dacă ar fi cazul să ieșim în stradă pentru a ne revendica unele drepturi noi aici ca pășcăneni, probabil aș fi printre primii dintre dumneavoastră care ar ieși acolo în stradă și ar cere drepturile în fața fie administrației locale, fie administrației județene, nu știu, fie în fața statului român care ar vrea să ne exploateze cine știe ce-o fi sub pământul pe care călcăm. Ei bine, haideți totuși să nu mai lungesc foarte mult acest subiect. Ideea este că precedentul este foarte important, a fost creat însă de un alt judecător, aici e foarte interesant de menționat, nu de către judecătoarea respectivă de care vă spuneam. Acest judecător a dat dreptate consiliilor locale din alte 3 comune, comuna Alexandru Glahuță, Pogana și Șuletea. Ei bine, decizia acestui prim magistrat, înaintea, cum vă spuneam, deciziei judecătoare respective din Vaslui, arată că autoritățile locale pot lua decizii cu privire la gazele de șist după cum cred de cuvință, pentru că legile românești nu clasifică gazele de șist drept o resursă a subsolului convențională, de uz sau de interes național, asupra căruia doar autoritatea centrală a statului ar avea drept de gestiune și de decizie. Așadar, verdictele, cum v-am spus, se bat cap în cap la Vaslui. Avocata comunei Pungești spune în felul următor: Eu am pus piciorul în prag, dar a ținut de interpretarea judecătorului. Bineînțeles că în multe subiecte de interes național, până la urmă, totul ține de interpretarea judecătorului, de cum vrea judecătorul acela să spună da sau nu. Și iată, această judecătoare a fost luminată așa de o viziune foarte interesantă și în același timp foarte favorabilă cetățenilor comunilor respective și a spus nu, până aici statul român. Nu vrem să ne mai umiliți și de data aceasta.
Ei bine, să vorbim acum despre un alt subiect care este nu neapărat mai puțin important, dar tot la nivel național ne afectează de data aceasta pe fiecare dintre noi, nu numai pe locuitorii comunilor respective unde se exploatează gazele de șist. Ei bine, Poșta Română, e foarte bine să rețineți acest aspect, a crescut tarifele cu până la 237% la serviciile nereglementate. Despre ce este vorba? Cred că e bine să știți, pentru că sunt convins că există mulți dintre dumneavoastră care încă mai utilizează serviciile poștale, trimit o scrisoare sau un pachet cu confirmare de primire, fără confirmare de primire, și e bine să știți așa cam la ce prețuri să vă așteptați. Ei bine, redefinirea acestei oferte tarifare, intrată în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014, adică de puțin timp, a avut ca obiect serviciile prestate de Poșta Română în afara serviciului poștal universal. Deci este vorba despre corespondența neprioritară cu confirmare de primire, unde tarifele au urcat cu până la 33% în funcție de greutate. Deci un procentaj destul de semnificativ, nu 2-3% sau 10%, 33%. Pentru astfel de trimiteri cu greutate de până la 20 de grame, tariful a urcat, iată, de la 4,90 lei, de exemplu, la 6,50 lei. Iar în cazul unor trimiteri cu greutate de peste 500 de grame, tarifele au crescut de la 10 lei la 13,20 lei. La trimiterile cu greutate de peste 1000 de grame au crescut de la 16 lei, de la 12,80 lei. Ei bine, în cazul corespondenței prioritare, citim aici, cu confirmare de primire, tarifele s-au majorat cu un procent tot de între 29 și 32%, astfel de la 7 lei la 7 lei de la 5 lei 40, la 7 lei 60 de la 5 lei 80 și așa mai departe. Cea mai mare majorare de tarife totuși a fost aplicată în cazul abonamentelor lunare pentru închirierea de căsuțe poștale nominale. Nu știu, eu n-am închiriat niciodată o căsuță poștală nominală, dar poate există dintre dumneavoastră cetățeni care au făcut lucrul acesta. Iată, pentru un astfel de abonament lunar de închiriere a unei căsuțe poștale nominale, tariful a crescut de la 4,45 lei la 15 lei, adică a crescut cu 237%. Nu e un lucru mărunt, cred eu, pentru cel care închiriază o căsuță nominală și știe că, domnule, am de dat pe an 50 de lei, acum o să aibă de dat pe an, vă dați seama, aproape 2 milioane. Nu știu dacă e un lucru prea îmbucurător pentru acea persoană. Ei bine, alte servicii al căror tarif a fost actualizat sunt preluate, nu înțeleg exact ce scrie aici, probabil este o greșeală în text. În fine, ideea este că coletăriile anunță coletărie, în ceea ce privește coletăriile, din afara sferei serviciului poștal și coletele de peste 10 kg au rămas la fel sau nu neapărat la fel, dar au fost reactualizate și acele tarife, dar nu au crescut semnificativ prețurile la acestea. Ei bine, haideți acum să vorbim și despre evenimentele de pe plan local. Nu? Din nefericire, cum vă spuneam chiar la începutul emisiunii, ceața a făcut primele victime și la Pașcani, la modul că nu ceața a făcut victimele respective, dar datorită ceței s-a produs un accident pe o trecere de pietoni din Pașcani, chiar în fața școlii Iordache Cantacuzino. Două eleve au fost lovite de un autoturism. Articolul îl găsim și pe ziarul orizont.info, dar îl găsim și pe ziarul de Iași, deci a fost preluat o știre importantă, să spunem așa. Sună cam așa: fiul unui notar din Pașcani a lovit două eleve pe trecerea de pietoni din fața școlii. Se dă de înțeles în acest articol că ar fi, cel puțin nu se dă de înțeles în articol, nu se spune fiul cărui notar, dar în comentariile din partea cititorilor aflăm că ar fi vorba despre fiul notarului Zaharia. Acum, indiferent dacă e vorba de fiul notarului Zaharia sau de fiul unui alt notar sau de fiul unui simplu muncitor dintr-o fabrică de aici din Pașcani, nu știu dacă asta contează neapărat, doar așa pentru a da, să spunem, sare și piper unui articol, spunem că fiul unui notar, ca și cum fiii de notari sunt iresponsabili, la fel ca fiii de politicieni, fiii de primari.
Cam asta ar induce un mesaj subliminal pentru dumneavoastră, telespectatorii. Iată, domnule, ce fac fiii de notari. Dau peste copii pe trecere de pietoni. Eu cred că este o percepție greșită. Adică nu cred că ar trebui să se pună un astfel de titlu doar pentru a se vinde ziarul. Cred că este un titlu greșit, în primul rând gazetăresc greșit, pentru că, așa cum am spus, induce o anumită idee publicului, o anumită idee de manipulare. Nu? Până la urmă, de a vă face pe dumneavoastră să fiți împotriva unor astfel de categorii sociale mai înstărite, cum sunt notari, primari, politicieni și așa mai departe. Ideea este că a avut loc un accident nefericit și, indiferent cine era la volan, vă dați seama că nu a avut deloc, să spunem așa, bucuria să constate că a dat peste două fetițe. Nu știu exact în ce măsură a fost de vină șoferul respectiv sau nu. Probabil că a fost, totuși, din moment ce dacă dai cu mașina peste o trecere de pietoni, chiar dacă, așa cum spune în acest articol, fetele respective au fugit dintr-o dată pe trecerea de pietoni și șoferul le-a observat în ultima clipă și datorită ceței foarte dense care se instalase în această seară, deși a pus frână, nu le-a mai putut evita în acel ultim moment. Totuși, atunci când știi, cunoști pașcaniu și știi că te apropii de o trecere de pietoni, este bine să frânezi, să reduci viteza, mai ales în astfel de condiții de ceață. De aceea, cu siguranță, vina șoferului există, dar, până la urmă, în locul acelui șofer puteam fi oricare dintre noi, cei care avem carnete, și vă dați seama că nu ne-am fi bucurat să fim scoși în fața opiniei publice și să fim arătați cu degetul. Iată, tu ești un șofer rău, un șofer care încearcă care sfidează legislația și care, iată, dă peste niște fetițe nevinovate pe trecerile de pietoni. Nu cred că ar trebui să privim astfel acest eveniment, însă este bine să știți exact, să spunem așa, cum s-a produs accidentul. În jurul orelor 11 s-a produs petrecerea de pietoni, cum vă spuneam, de fața școlii Iordache Cantacuzino. Victimele sunt două eleve, din câte citesc aici, de 8 anișori, care au trecut strada în fugă și au fost ulterior izbite de acea mașină, după care au fost transportate la spitalul de urgență Pașcani. Aici articolul scrie că cu multiple răni, însă unii cititori spun că de fapt ele nu aveau nicio rană, adică doar mai mult sperietura a fost principala, să spun așa, răufacere care s-a produs acolo la locul faptei. Dar chiar dacă aveau câteva escoriații pe corp și așa, vă dați seama că a fost suficient pentru ca să se fie considerat acesta un accident în toată regulă. Ei bine, acest șofer pașcanean de care vă spuneam a provocat accidentul din fața unității de învățământ pentru că, adică din punctul de vedere al șoferului, privim acum, ca să înțelegeți dumneavoastră, pentru că acele minore ar fi traversat strada în foarte mare grabă, iar bărbatul efectiv nu a mai avut timp să evite coliziunea cu ele. A fost șoferul, iată, avem numele dumnealui, dar nu ne interesează. Explică polițiștilor că efectiv circula cu o viteză regulamentară și că pur și simplu nu din vina lui s-a produs accidentul. Dar așa cum spuneam, vă dați seama, când faci un accident pe trecere de pietoni, nu prea ai cum să ieși basma curată, indiferent dacă ți-ai căzut un copil din cer pe capota mașinii, nu prea ai cum să ieși basma curată din toată treaba asta. Cumva o vină tot ai, pentru că trebuia să mergi cu o viteză redusă și chiar dacă îl vedeai că el cade din cer, tu să frânezi și el să cadă din cer cu jumătate de metru înainte ca tu să lovești cu mașina și tu să nu-l atingi nici măcar un fir de păr să nu-i atingi. Nu? Cam așa cred că se pune problema și nu spun că se pune greșit, se pune foarte bine până la urmă. Ei bine, în prezent, cum vă spuneam, se fac cercetări de către polițiștii rutieri pentru a se stabili exact ce sancțiune va primi acest șofer. Cel mai interesant de remarcat e faptul că, culmea, erau doi sau trei polițiști locali chiar în zonă pentru a sancționa un șofer care parcase neregulamentar, ne spune aici în articol în zonă, și accidentul acesta s-a produs chiar în fața polițiștilor locali. Vă dați seama, cu atât mai edificator ar trebui să fie, să spunem așa, edificatoare situația în cauză și să vedem exact ce verdict în următoarele zile, poate chiar mâine, au dat polițiștii cu privire la acest accident. Dacă șoferul a fost cu adevărat vinovat și cam ce sancțiuni se impun în cazul acestuia. E bine să vorbim și despre lucruri ceva mai frumoase. Iată, începând din acest an, pe străzile din Pașcani au apărut containere noi,
datorită unor investiții pe care societatea de salubritate din Pașcani le-a făcut. Este vorba de zeci de containere care au fost înlocuite cu altele noi, pe care unitatea le-a achiziționat de curând. Ei bine, deși știam foarte bine în ultimul timp că RAGCL-ul se confrunta cu probleme financiare, totuși vedem în mod surprinzător că a reușit să achiziționeze pubele de gunoi destul de multe, așa, la număr. Este vorba despre 46 de containere zincate care au fost deja răspândite pe străzile din Pașcani, pe străzile din Pașcani, nu neapărat pe străzi, la blocuri, la instituții publice și așa mai departe. Ele au fost achiziționate din resurse proprii, citim aici într-un articol pe orizont.info, la sfârșitul anului trecut, investiția fiind de 44.000 de lei. Programul de investiții de la Ecosalubritate SA va continua, citim aici, în 2014, deci trebuie să ne bucurăm. Orașul nostru va arăta din ce în ce mai bine, va fi din ce în ce mai curat, nu? Asta trebuie să înțelegem prin această știre. Menționăm faptul, scriu cei din redactorii acestui articol, că anul trecut a fost achiziționată o mașină compactoare și au fost reparate și celelalte două aflate în dotarea societății, deci să înțelegem că RAGCL-ul se află pe drumul cel bun și că noi, ca cetățenii ai Pașcanului, vom fi din ce în ce mai, nu, ordonați, din ce în ce mai civilizați. Nu? Cel puțin asta ar trebui să înțelegem. Dacă avem mai multe containere, înseamnă că și mentalitatea noastră ca pășcăneni s-a mai schimbat și că omul nu mai aruncă orice hârtie așa pe stradă, ci se duce la un container, la o pubelă și aruncă gunoiul în pubela respectivă. Nu? Pentru că el și-a dat seama, călătorind în străinătate sau privind la televizor, că așa e civilizat să faci și că așa e frumos să faci, ca să trăiești într-o societate și respectiv într-o localitate frumoasă și curată. Nu? Eu cam asta îmi place mie să înțeleg din toată această situație și cu siguranță mă gândesc că mulți dintre dumneavoastră telespectatori gândesc la fel. Ei bine, dar totuși un mic paradox care se întâmplă în oraș în raport cu această știre pe care tocmai v-am dat-o de pubele care au fost instalate, ei bine, sunt foarte multe cabine de telefon, fostele cabine de telefon ale RomTelecomului transformate în ghene de gunoi. Așa sună un articol tot pe orizont.info. Adică de când toată lumea are telefon mobil, vechile cabine telefonice albastre, le știți foarte bine, care erau înainte instalate telefoane fixe, care au cam dispărut din cabine, cele mai multe cabine rămase acum nici măcar nu mai au telefoane, iar care au telefoane, acelea nu funcționează. Vă asigur eu, pentru că am încercat să fac un reportaj cu ceva timp în urmă, când lucram la altă televiziune, în care am constatat faptul că numai unul singur din telefoanele publice din Pașcani funcționa, respectiv cel de unul de vis-a-vis de poștă, acolo instalat pe un perete. Dar vă dați seama că nu asta este important. Probabil chiar dacă funcționa, nu mai folosea nimeni. Ideea este că aceste cabine telefonice unde erau vechile telefoane publice înainte au fost transformate în veritabile ghene de gunoi, deci oamenii până la urmă nu au reușit să înțeleagă faptul că acele cabine totuși au avut tot o altă destinație și că nu este bine să arunce gunoaiele acolo. Sau, să spunem așa, administrația locală nu a fost suficient de fermă cu societatea RomTelecom ca să ridice odată acele cabine dacă nu mai sunt folosite. Ei bine, chiar dacă arată urât în centrul orașului, scrie, vedem aici în articol, și nu mai sunt funcționale, nimănui nu pare să-i pese de ele. Până nu demult, cabinele de telefonie publică erau atât de necesare încât au fost amplasate în cele mai aglomerate zone din Pașcani. E adevărat. Știm foarte bine unde le găsim, la gară, pe explanadă, mai găsim una, cred, aproape de poliție. În centru aici sunt mai multe, lângă poștă și mai știm și alte zone. Ei bine, acum acestea sunt distruse, nefuncționale și murdare. Știm aici, mai mult ele sunt folosite și pe poți de afișiere sau pe lângă ghene de gunoi, mai sunt folosite și ca adăpost pentru câinii comunitari. Ei bine, cei din conducerea administrației locale, pentru că ne cam interesează, nu, părerea lor, au precizat pentru TV Bit că vor înainta o adresă către RomTelecom pentru ca aceștia să ia măsuri în legătură cu cele două cabinete, cu cele câteva cabine telefonice, sunt mai multe, nu sunt numai două, de pe domeniul public, ori să fie schimbate aceste cabine telefonice și să fie funcționale, dotate cu telefoane noi, ceea ce mă îndoiesc că se va mai întâmpla vreodată, ori să fie ridicate de pe spațiul respectiv
pentru ca lucrurile să reintre normal în spațiul public respectiv. Totuși, ceea ce este și mai interesant de menționat este faptul că nu știu dacă primăria și aleși locali se vor grăbi să facă acest demers la compania Romtelecom, pentru că în mod cu totul uluitor, iată, primăria Pașcani primește din partea companiei Romtelecom pentru spațiul închiriat pe domeniul public, pentru cabinele respective telefonice, peste 100 de milioane de lei pe an. Vă dați seama, o sumă din punctul meu de vedere enormă pentru un spațiu pe care nu numai că Romtelecom nu mai folosește, dar chiar o ocupă degeaba, adică își strică imaginea Romtelecom prin cabinele acele telefonice amplasate în zonele respective, mai ales fiind transformate în adăpost pentru câini sau ghienii de gunoi. Dar haideți să fim sinceri, având în vedere că Romtelecomul încă nu este o companie complet privată, adică știm că de prin 2003 OTEU, cred că este vorba despre o companie de telefonie din Grecia, a preluat 55% din pachetul de acțiuni, însă 45% din pachetul de acțiuni a rămas în continuare statului român. De aceea, atâta vreme cât statul român încă mai gestionează acest colos numit Romtelecom, vă dați seama că și astfel de, să spunem așa, gafe enorme din punct de vedere financiar se pot încă produce, adică Romtelecomul să plătească în continuare sute de milioane de lei. Sunt convins că nu e numai cazul Pașcanului, este cazul multor localități din țară, poate chiar a tuturor localităților din țară. Romtelecomul să piardă așa într-un delir milioane de lei, sute de milioane de lei pe an, poate chiar miliarde de lei, pentru aș strica imaginea cu acele cabine telefonice care au devenit ghiene de gunoi sau adăpost pentru câinii comunitari sau aviziere pentru afișele care se pun prin oraș. Vă dați seama, nu? Un lucru pe care la prima vedere cu toții am tinde să ridicăm din numeri și să nu-l înțelegem. Dar dacă ne gândim mai bine și ne gândim că acei bani care se plătesc pentru acele cabine telefonice poate că sunt cu un anumit scop plătiți în continuare către administrațiile locale, atunci poate că am înțelege mai bine. Dar nu este cazul să intrăm într-un subiect de genul acesta, pentru că nu face obiectul discuției noastre din seara asta, cel puțin din seara aceasta. Ei bine, haideți să vorbim și despre lucruri dintr-o altă sferă de interes. Este vorba despre sfera comerțului. Ei bine, două minore și câteva femei s-au ales cu dosare penale pentru că au vândut petarde și artificii în perioada sărbătorilor de iarnă aici la noi în Pașcani. Acestea au ieșit în stradă cu mii de materiale pirotehnice asupra lor pentru a le vinde celor interesați. Da, știm foarte bine și de ce etnie sunt acele persoane. Nu este nevoie să menționăm neapărat. Știm foarte bine și faptul că acest lucru se întâmplă în fiecare an. Știm, dar haideți să citim până la urmă articolul care e tot pe orizont.info, îl găsim aici. În perioada 20 decembrie 1 ianuarie, la Pașcani, două minore de 13 și 14 ani, deci erau destul de mici, au fost găsite în zona pieței de ală în timp ce încercau să vândă materiale pirotehnice. Chiar mie a încercat să vândă o minoră, chiar era atât de insistent încât până la urmă a trebuit să cumpăr câteva artificii pentru că nu mai scăpam de ea, efectiv. Aveam și bagaj cu mine și trebuia să... Bine, nu spun că a trebuit să-mi cumpăr și nu le-am utilizat. Le-am utilizat pentru că o artificie poate fiecare român e tentat să o dea de anul nou. Dar ideea este că aceste fete erau minore și că acele materiale sunt interzise spre comercializare. Iată, una dintre ele a venit tocmai din județul Neamț și avea într-o sacoșă 1300 de pocnitori și mai multe tuburi de artificii. În prezent, minorile sunt cercetate penal pentru faptele lor. În aceeași zonă au fost găsite și două femei din Pașcani, una de 38 și una de 19 ani, care aveau peste 2000 de petarde deasupra lor. Bineînțeles, comerciantele respective au rămas cu buza umflată pentru că li s-a confiscat marfa. Până la urmă, cred că asta a fost cea mai grea lovitură pentru ele și nu dosarele penale care s-au deschis pe numele lor, pentru că, haideți să fim serioși, probabil că dacă se ocupau cu astfel de lucruri, mai aveau și alte dosare penale pe numele lor și nu erau pentru ele un lucru extraordinar faptul că acum li s-a întocmit dosare penale. Ei bine, citim mai departe în articol că și la Târgu Frumos și la Hârlău s-au făcut câte un dosar penal la diferite persoane care vindeau astfel de materiale. Un bărbat de 43 de ani avea spre vânzare 8500 de materiale pirotehnice. Acum nu știm ce înseamnă, citim numerele acestea fabuloase, 8500, 1300 și așa mai departe, dar nu știm exact ce înseamnă materiale pirotehnice. Dacă se pune la petardă, eu zic că e un număr destul de mic, pentru că sunt petarde așa micuțe de
2-3 cm și dacă numai într-o cutie sunt 100 de petarde din acelea, iar dacă punem 8500 de un număr fabulos de 8500 de materiale pirotehnice, ar veni practic 85 de cutii. Adică undeva la niciun bax de cutii. Deci nu e o să spunem așa, nu este o captură fabuloasă a polițiștilor. Adică poate dumneavoastră vă gândeați la faptul că s-au confiscat camioane de materiale pirotehnice. Nu e cazul. Pentru că oamenii aceștia care vând în piețe nu vând materiale pirotehnice din care vedeți dumneavoastră că se dau la zilele Iașului, artificii din acelea sau la zilele Pașcanului. Nu, sunt petarde din acestea afurisite care pocnesc și ne asurzesc nouă urechile atunci când ne este lumea mai dragă. Ei bine, haideți să vorbim acum și despre o minoră care de această dată nu vindea petarde, însă gestul comis de ei este poate la fel, de ea este poate mai necugetat decât cel comis de minorele pe care le-am adus în discuția anterior. Este vorba despre o tânără din Scobinți de 16 ani care a ajuns în coma alcoolică după ziua sa onomastică. Vă dați seama, și a sărbătorit ziua cu prea mult entuziasm, cu prea multă dorință de a ieși în evidență și de a consuma băuturi alcoolice. Și iată, i s-a făcut rău după ce a consumat o cantitate semnificativă de țuică și vin. Auziți? Am mai auzit totuși fete care se consume bere în cantități mari, dar care se consume țuică și vin până să intre în coma alcoolică, mai rar, nu? Eu zic că mai rar. Ei bine, alcoolemia este record, cel puțin așa ne dau de înțeles medicii de la Spitalul Municipal Pașcani. Tânăra Ioana Mitrofan, de 16 ani, cum vă spuneam, a ajuns pe patul de spital după ce a băut peste măsură la petrecerea organizată de ziua onomastică, iar alcoolemia pe care o avea în sânge este de 1,7 grame la mie. Într-adevăr, este o alcoolemie record. Eu personal nu am mai auzit de o astfel de cantitate în sânge de 1,7 grame la mie. Am auzit la un moment dat de un șofer care a fost prins cu 1,3 grame la mie și era considerat extraordinar, o știre fabuloasă în București. Un șofer prins la volan aproape de coma alcoolică. Se mirau chiar cei de la spital cum de nu intrase în coma alcoolică la volan. Ei bine, iată, această adolescentă avea o concentrație în sânge de 1,7 grame la mie. Aproape, ca să fac așa o nu neapărat o ironie, nu e cazul să ironizăm un astfel de caz, până la urmă tragic, dar e aproape ca și cum ți-ai băga cu seringa alcool în venă, puțin, foarte puțin alcool, dați seama, dar aproape de genul acesta este imaginea unui 1,7 grame la mie, dați seama, e cuantificabil, 1,7 grame deja, dacă l-am pune într-un recipient la 1000 de mililitri, 1,7 grame ar fi cuantificabil cu ochiul liber. Ca să spun așa. De aceea este cu atât mai șocantă această veste, nu, pe care o primim acum, cu atât mai mult cu cât este vorba despre o adolescentă care, ai cărei părinți nu știm unde erau, probabil plecați în Spania, în Italia sau în Portugalia, sau să mă ierte dumnealor dacă greșesc, și poate că nu erau atenți în perioada respectivă sau nu erau acasă, cine știe. Oricum, cred că nu este numai vina tinerii respective, este și vina părinților care până la urmă de ziua ei trebuiau să aibă o minimă supraveghere asupra ei. Adică nu putem spune că părinții sunt îngerași și vai de mine, n-am știut, fata noastră. Nu. Părinții aici sunt vinovați într-o proporție nu neapărat egală cu fiica, pentru că totuși la 16 ani cred că poți să judeci singur destul de bine, dar oricum într-o proporție destul de mare. Așadar, cum vă spuneam, tânăra a primit îngrijiri medicale la Spitalul Municipal Pașcani. Ea a rămas internată, bineînțeles, pentru că nu poți să externezi o persoană în coma alcoolică, chiar dacă își revine din coma alcoolică imediat. Ei bine, ea a rămas internată la secția de toxicologie a spitalului, iar materialul video, pentru că există și un material video pentru cei care sunteți amatori de astfel de știri, poate fi urmărit pe www.bittv.info. Eu vă recomand să o faceți dacă sunteți amatori de senzații tare. Ei bine, stimați telespectatori, mai avem aici o știre pe newspașcani.com de această dată, cum că la Colegiul Sadoveanu este un scandal acum de amploare, ar fi niște bani percepuți de la elevi și un limbaj neadecvat folosit de către un profesor, ar fi vorba despre profesorul Angheluș Petrică. Eu am citit articolul, nu mi se pare extrem de concludent, însă cred că este totuși
Articolul nu mi se pare extrem de concludent, pentru că nu oferă suficient de multe informații cu privire la acest caz, însă cred că este totuși demn de menționat, pentru că până la urmă nu, tatăl unei fete a fost la redacția unei televiziuni concurente, televiziunii BTV, și s-a plâns de faptul că dirigintele de la clasa fiicei sale, Petrica Angheluș, cere sume de bani elevilor, bine, ca un fel de sponsorizare pentru echipa de volei a școlii, pentru a le motiva absențele. Și că le vorbește cu un limbaj trivial, un limbaj neadecvat adolescentelor și adolescenților în genere, și că el a fost tratat de către dumnealui, de către domnul Angheluș, așa, la mișto și cu foarte, foarte, foarte urât la o ședință cu părinții și așa mai departe. Ei bine, toate acuzele acestea aduse profesorului, vă dați seama că nu-i fac o imagine pozitivă, însă i s-a dat și drept la replică profesorului, nu? Bineînțeles, așa se face în presă de fiecare dată, adică nu se difuzează o astfel de știre până nu obții și dreptul la replică. Iar citim aici că acest profesor s-a apărat spunând că este vorba despre o elevă care lipsește foarte mult și care are într-adevăr probleme medicale, dumnealui recunoaște. La începutul anului el l-a solicitat de la tatăl ei, de la tatăl fetei, dosarul cu fișele medicale pe acest an și i-a spus să-i sublineze problemele acolo pe care ea le are. A înțeles situația și de altfel le-a recomandat și colegilor săi să fie mai puțin dur cu ea în privința absențelor. Iar cu tatăl i-a spus, el declară că s-a întâlnit cu tatăl acestei fete odată în fața școlii, dar că după ce acesta a vorbit urât despre unul dintre colegii săi profesori, el i-a șters din agenda numărul de telefon și a refuzat să mai discute cu acesta. Iar în privința sumei de bani solicitate pentru a motiva absențele, domnul Angheluș susține că a fost vorba despre o altă cerere, nu ne spune despre ce cerere, articolul, o fi fost vorba despre o altă cerere, dar nu știm despre ce cerere. Profesorul recunoaște însă că a motivat absențele elevilor și fără niciun fel de justificare, doar cu un simplu telefon din partea părinților. Acum rămâne ca în tren, așa cum vă spuneam, situația aceasta de la colegiul Sadoveanu. De asta vă spuneam că nu mi se pare atât de concludent acest articol, pentru că nu oferă suficient de multe informații. Nici declarația domnului Angheluș nu pare să-l disculpe, nici declarația tatălui fetei nu pare să fie suficient de bine organizată și suficient de, să spunem așa, argumentată, ca să pară într-adevăr că lucrurile s-au petrecut exact așa cum spune dumnealui. O fi fost, într-adevăr, vorba de niște bani dați ca o sponsorizare pentru echipa de volei a școlii. O fi fost, într-adevăr, fata bolnavă și din această privință absențele trebuiau motivate pentru că avea scutire din partea medicului de familie. Însă că a fost tratat de domnul Angheluș cu reavoință și că a fost invitat să iasă afară din clasă în cadrul unei ședințe cu părinții, că fetei lui s-a vorbit într-un mod trivial și complet necorespunzător din partea unui dascăl a școlii, mi se par lucruri deja puțin exagerate, să vă spun, din punctul meu de vedere. Dar, cum v-am spus, nu putem ști cu siguranță, poate în zilele următoare vor apărea noi informații care să ne dea mai multe informații despre această situație. Până una alta, stimați telespectatori, deja orele sunt înaintate, noi luăm o pauză publicitară de vreo 5-6 minute, după care o să revenim cu deja binecunoscutul horoscop, cu care sper că v-am obișnuit deja de două zile încoace, și cu o știre ceva mai amuzantă pentru dumneavoastră. Autotrans.com, singurul service auto din zona Pașcani pentru autocamioane. Promptitudine, profesionalism, servicii la standarde înalte de calitate. Efectuăm reparații pentru motoare, mecanică, instalații electrice, aer condiționat, geometrie, roți și vulcanizare. Schimbarea cauciucurilor, a uleiului, a filtrelor sau a pieselor cumpărate din magazinul nostru se face gratuit. Oferim servicii de inspecție tehnică periodică în cele mai bune condiții, cu specialiștii din cadrul RAR Iași, iar în magazinul nostru găsiți o gamă variată de piese auto și cauciucuri pentru mașini. Autotrans.com Pașcani, din dragoste pentru mașini. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă.
Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Malete copii, diverse mărimi și culori, începând cu numai 6 lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Bine ați revenit alături de mine, stimați telespectatori. În fiecare seară vreau să știți că eu vă citesc horoscopul de pe cu totul alte platforme online. Niciodată nu citesc de pe aceeași platformă, întrucât, așa cum vă spuneam, pentru mine horoscopul nu este neapărat
să spun așa, imaginea horoscopului, cel puțin a horoscopului zilnic, nu este pentru mine o imagine extrem de certificată științific. De aceea îmi place să o iau mai mult ca pe un fel de lucru care ne destinde, nu? Care ne creează un fel de bună dispoziție și ne aduce un zâmbet pe buze, mai mult decât ca pe o sursă întemeiată de a ne atrage atenția cu adevărat. Ei bine, o să încep cu Berbec. Viața dumneavoastră sentimentală este din ce în ce mai încurcată, ne spun aici cei de pe livehotnews.ro. E bine, orice decizie ați lua astăzi sunt lipsite de importanță, deoarece depindeți de alte persoane din anturajul intim. Așa că, ce mai turavura zic eu, luați orice fel de decizie, pentru că oricum nu mai contează. Taur, treceți prin decizii prin stări emoționale evidente și violente, la cote maxime, întreaga zi. Aveți motive să credeți că sunteți înșelat, dar nu este bine să luați atitudine până când nu aveți dovezi de necontestat. Așadar, stați liniștit pe spate și vă păstrați cumpătul, aș spune eu. Gemeni, ocoliți cu mare grijă conflictele de familie și păstrați o atitudine calmă și în cele mai stresante momente ale amiezii. Deja amiaza a trecut, așa că acum cu siguranță sunteți aproape sedat, cât de calm sunteți. Este necesar să faceți economii stricte, pentru că foarte curând va trebui să achitați toate datoriile odată. Așadar, atenție la buzunare. Rac. Păreți afectat de evenimentele cotidiene, dar în realitate răsuflați ușurat. Vi se pare că totul vi se oferă pe tavă și oportunitatea de a câștiga este departe de dumneavoastră. Însă veți renunța curând la această idee, pentru că veți fi foarte, foarte preocupat de problemele pe care le veți întâlni în afaceri. Ei bine, cine știe ce fel de afaceri, e bine că aveți afaceri, aș spune eu, și că nu ați rămas încă lefter sau nu ați dat faliment. Leu! Foarte tensionat din cauza relațiilor sentimentale încordate. Nu știu, eu azi n-am avut nicio relație sentimentală încordată, dar dacă ei spun așa, înseamnă că ziua încă nu e pe terminate, așa că s-ar putea să mai am surprize. Aveți reacții exagerate la serviciu ori la școală. Poate că am avut reacții prea exagerate în emisiunea de astăzi, stimați respectatori. Dumneavoastră veți hotărâ singuri dacă au dreptate cei din horoscop sau nu. Îi criticați pe toți, asta e cam adevărat. Cu toate că știți că nu aveți dreptate, ei bine, și asta s-ar putea să fie adevărat, că nu sunt niciodată sigur dacă am dreptate, nu eu dețin adevărul absolut, nu? Ei bine, fără niciun motiv vă certați cu prietenii. Asta sper să nu se întâmple în seara asta, dar cine știe. Fecioară, reușiți foarte greu să iertați acele rude care au încercat să vă înșele. Pentru moment o împăcare vă avantajează, însă va trebui să le urmăriți permanent toate mișcările financiare. Vă dați seama, deja fecioara trebuie să fie pus pe... să uite cu binocliu la toate în casele fiecărei rude de ale ei, pentru a vedea dacă nu cumva acestea fac câte un pas greșit și lucrează în detrimentul bunăstării personale a fecioarei respective sau a feciorului respectiv. Haideți să o luăm așa, cum ni se dă. Balanță. Profitați cu nonșalanță de circumstanțele favorabile încă de dimineață, cu toate că nu sunteți pregătit cu adevărat să le faceți față. Rezultatele vor fi oricum benefice pentru că mai multe persoane de anturaj vă vor acorda încrederea lor, dar să nu vă simțiți deloc incriminat ori de câte ori cineva vă stresează. Iată ce frumos sfat pentru balanțe. Scorpion, găsiți obiecte pe care le considerați pierdute și pierdeți actele importante din cauza neatenției. Seara cei dragi vă fac reproșuri neîntemeiate și pleacă fără un cuvânt de împăcare. Implicarea profesională este totală pe întreaga zi. Foarte bine. Reproșurile, până la urmă, sunt reproșuri. Nu trebuie să le puneți la inimă pe toate, aș spune eu. Încercați să dormiți liniștit și mâine este o zi. Săgetător, aveți dificultăți să vă înțelegeți cu ceilalți membri ai familiei care au tendința de a vă pretinde toată atenția și toți banii dumneavoastră. Aoleu, mai ales în vremurile acestea de criză, e destul de stresant. Nu ați fost obișnuit cu astfel de atitudine, dar s-a instalat, se pare, o stare de urgență sentimentală. Urgențele sentimentale. Oh, dacă am discutat despre ele, ne-ar mai trebui încă o emisiune. Haideți să trecem repede peste. Capricorn, cele mai plăcute momente le petreceți în compania partenerilor care recunosc că nu se pot descurca fără ajutorul dumneavoastră. De la prânz veți avea o companie mai puțin plăcută, fiind foarte bârfitoare, cipelitoare și prea pretențioasă. Aveți grijă. Vărsător, vi se oferă un post de răspundere sau o funcție dificilă, eventual ca șef. Pentru a depăși cu bine această situație, trebuie să stabiliți o echipă cu care să lucrați permanent. Stabiliți-o, începeți, faceți-vă planuri, nu? Pești,
Nu vă plac discuțiile pe care este absolut necesar să le aveți cu un membru mai tânăr al familiei, dar vă place postura de judecător suprem. Cu mai mult calm veți obține rezultate așteptate de la toți. Insistențe pertinente și necesare. Nimeni nu este judecător suprem, așa că, stimați pești, mai puneți-vă, să spunem așa, mândria sau orgoliu în cui și fiți ceva mai echilibrați, nu? Dacă așa spun cei din Zodiac, vă recomand și eu acest lucru. Haideți acum să trecem la o știre foarte scurtă pe care vreau să vă mai menționez și cu asta încheie emisiunea. Este vorba despre paranoia care i-a lovit pe milionarii și milionari în dolari. Deja pentru noi sunt multimiliardari, pentru noi românii. Este vorba despre milionari americani, cum vă spuneam, își fac buncăre labirintice în clădirile lor extraordinar de luxoase. Ei bine, de ce mi se pare comică această știre? Pentru că, iată, citim aici pe realitatea.net că bogătașii din SUA își pregătesc apartamente somptuoase în interiorul caselor lor de milioane de dolari, în care să se ascundă în cazul unui dezastru extraordinar de mare. Ei bine, a ajuns un fel de modă să ai un bunker în casă, spun jurnaliștii americani, la fel cum este să ai o piscină sau o cramă. Un astfel de exemplu este și o casă din Hollywood Hill, construită de un arhitect numit Al Corby, fondatorul gigantului de securitate Safe, iar dincolo de o ușă ascunsă în perete începe un adevărat labirint de lux, citim aici, greu de imaginat pentru un american normal. Casa este una dintre cele mai sigure și mai luxoase locuințe din America. Păi, stimați respiratori, dacă este greu de imaginat pentru un american normal, imaginați-vă cât de imposibil de imaginat este de către un român care are săracu o casă sărăcăcioasă, eventual și la țară, și nici măcar nu-și imaginează cum arată o casă luxoasă normală a unui american. Dar aminte, un bunker din acesta cu labirinte, labirinturi și cu, să spun așa, spații subterane imense în caz de o catastrofă naturală. Ei bine, eu ceea ce vă doresc pentru seara aceasta și pentru tot anul acesta, 2014, este să vă păstrați calmul, liniștea, echilibrul sufletesc și mental și să nu intrați în această panică, în această paranoia în care, de care au fost cuprinși americanii, căci până la urmă, așa cum spun sfinții noștri părinți, apocalipsa, dacă va veni, prima dată va veni în primul rând în sufletele noastre și primul lucru de care ar trebui să ne teme este să ne pierdem sufletele și abia apoi să ne pierdem viața, adică să ne pierdem efectiv integritatea corporală. De aceea tind să cred că este mai bine să dormim liniștiți în seara aceasta și în toate serile care vor urma, căci este cineva acolo sus care are grijă de noi și știe cum se vor întâmpla toate și chiar dacă ai un astfel de bunker labirintic și luxos, nu este neapărat obligatoriu ca apocalipsa, dacă într-adevăr va veni, să te prindă în interiorul bunkerului, ci să te prindă undeva pe stradă, la cumpărături sau, cine știe, la un vecin în vizită care nu are un astfel de bunker. Cam atât, stimați respiratori, pentru această seară. Vă doresc să aveți un somn cât mai liniștit, așa cum vă spuneam, și să ne întâlnim și mâine cu bine la aceeași oră, 20:40. La revedere!